Salut! Am în dreptul țintei un parbriz antiglonț și cred că v-ați pus și voi întrebarea, băi, cât de antiglonț sunt parbrizele mașinilor antiglonț, nu? Să le zicem așa, că mă tot repet. Ei bine, parbrizul meu de acolo are o grosime, cât are grosime? Vreo 3 cm, cred că. 3 cm, probabil 4, nu am măsurat, dar m-am chinuit să-l duc acolo. Și credeți-mă, e foarte greu. E foarte, foarte greu. Ok. Și vreau să-l testez, să văd dacă într-adevăr, să văd până la ce calibru rezistă și am să mă joc. Începând de la pistoale, de la cel mai mic, 22 LR, al meu, 9 mm, 44 Magnum, după care trec la calibru 12, Birdshot și Brenneke, proiectil unic. Dar până atunci, am GoPro lângă țintă și sunt curios să văd ce damage reușesc să fac și cu ce calibru. Așa că hai să ne distrăm. Voi începe cu 22. Mai mult ca sigur nu s-a întâmplat nimic. La 9 mm o voi încerca să o lovesc undeva în colțul din dreapta sus. Din stânga sus, pardon. Ok, am nimerit exact, de fapt foarte, foarte aproape de locul unde am dat cu 22. Și hai să vedem damage-ul. Wow. Da. S-a împrăștiat glonțul, dar a reușit să împroște sticla de pe interior. La 9 mm cu brio, dar e posibil să aibă probleme la ceva mai mare. Da, locul unde am tras cu 9 mm e destul de aproape de locul unde am tras cu 22. Și să zicem așa că i-a fost afectată integritatea. Dar nu contează asta. Nu o să mai trag cu 9 mm. Vreau să trec direct la 44 Magnum. Și în caz că ați ratat materialul de mai devreme, 44 Magnum arată așa. Puneți pariu ce credeți. Penetrează 44 Magnum? Eu zic că n-are nicio problemă. Și o voi trage undeva în... O să încerc pe cât posibil în colțul din dreapta sus. O să doară un pic. Curios ce s-a întâmplat. Și aici trebuie neapărat să vă iau cu mine, să vedeți și voi. Să nu credeți că vă păcălesc. Bun. Op, scuze, trebuie să reglez luminositatea. Wow, nu pot să cred, a oprit. L-a oprit, mă? Deci pe partea asta, la altă, nu este nimic, doar cioburi. Deci a spart. O să vedem pe GoPro imaginea. Mamă, încă se aude cum pocnește. Dar nu a trecut. Și uite.
Uite miezul glonțului, se vede plumbul. Wow! Ce diferență enormă! Spre o sibire de 9 mm. Deci aici am lovit cu 22 și aici cu 9 mm. Să nu mă tai în sticlă. Ok! Având în vedere faptul că mi-a rezistat inclusiv la 44 Magnum, din punctul meu de vedere, parbrizul meu are nivel de protecție 3A și o să-l distrug acum, pentru că asta îmi place, și o să iau o pușcă de vânătoare, calibru 12. Voi începe cu alică. Ok, alică de 3,5. Super tare. Și ce-mi place la ele? Nu, asta nu aruncă. Nu aruncă, trebuie să o scot manual. Nu nimic. Hai cu mine. În curând o să mă lase bateria la cameră. Trebuie să profit la maximum de ea. Așa. Ce avem noi aici? Se văd, pardon, urmele de alice, da, pe margine, și zona cum a fost concentrată lovitura. Și pe partea cealaltă nu avem nimic. Acum, alică de 5. Haide! Nu, nimic! La fel, vino încă. Da la mine. Ține. Ok. Nici de data asta nu avem penetrare, dar parbrizul s-a făcut sândări pe partea asta și au sărit bucățele, dar după cum vedeți nu este gaură. Ceea ce e un lucru bun, înseamnă că te protejează. Totuși, mă tem că ai avea schije pe față, ți-ar sări bucăți de sticlă în ochi, dacă n-ai avea protecția adecvată. Dar, cel puțin îți salvează viața. Rămâi fără vedere, dar salvează viața. Proiectil unic. Ce, ăsta trece? Wow. Deci ăsta a făcut ravagii. Uite. A dărâmat și parbrizul. Eu zic că a penetrat. Oare a penetrat? Da, a penetrat. Cu siguranță. Așa că parbrizul, nivel de protecție 3A, după testele din poligon, se pare că nu oprește Brenneke. Feriți-vă de Brenneke. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Broadheader am fost eu și asta a fost testarea parbrizului antiglonț. Ciao!